Bună, fetelor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt un clip cu câteva cumpărături din Lidl. A fost de data aceasta soțul meu și a cumpărat. Și o să încep cu pâinea. Am luat două pâini din acestea. În ultimul timp pe acestea le consumăm. Este pâine cu semințe. Am luat două cutii de biscuiței din aceștia cu cremă. Sunt foarte buni. Am căutat să luăm 4 pachete, dar am găsit doar 2 și sunt nu sunt foarte dulci, dar sunt super crocanți. 2 Kinder din acesta pinguin. A luat ceva prăjiturile din acestea, cred că vrea să le pună cremă sau ceva, nu știu, n-am apucat să-l întreb. Un pui, am înțeles că vrea să facă la rotisor. Câteva iaurturi cu fructe. Aici am 3 feluri de salamuri preparate. Salam Victoria, salam de vară și acesta e parizer. Un ketchup din acesta dulce, tocmai ce l-am terminat și am spus să-l cumpere. A fost foarte bun. Mi-a cumpărat mie o cutie Coca-Cola. Beau foarte rar, dar s-a gândit să-mi cumpere. O cutie din aceasta cu roșii. Smântână, de data aceasta smântână mai slabă, și a cumpărat 2 beri Ursus. Aici avem brânză cu smântână, 2 cutii, nu știu dacă pe aceasta am mai încercat-o. Aici avem ceva dulciuri, a cumpărat soțul, n-am mai mâncat, bănuiesc că sunt foarte dulci, nu știu dacă o să mănânc. Un lapte bătut pentru fetiță, ea mănâncă dimineața. De obicei luăm și așa și din acela mai gras. O sticlă cu lapte, un suc din acesta de portocale. Îl luăm deoarece nu este chiar atât de dulce. Și ce mai avem aici? Aici este o brânză topită. Nu cred că am mai încercat-o pe aceasta. 2 budincă sau ceva de genul. Este cu ciocolată. Am mai luat parcă din asta, am mai luat și pe vanilie. Dar sunt destul de gustoase. Câteva ridic și o legătură cu ceapă. Acestea au fost cumpărăturile noastre. Nu sunt chiar atât de multe. Cam 150 de lei s-au cheltuit pe aceste cumpărături. Și cam atât. Fetelor, vă pup, vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez o zi frumoasă.